Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Audiențe în direct. Discutăm în această seară despre subfinanțarea ramurii de medicină a muncii, despre obligațiile angajatului, angajatorului, despre muncitorii calificați, necalificați, boli profesionale și multe, multe altele. Alături de noi în platou se află domnul doctor Fau Sărăgeanu Iulian, medic specialist de medicină a muncii. Ne bucurăm că ați revenit la noi în platou. Vă mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur că sunt aici. Bineînțeles, alături de noi se află și colega noastră, Mihaela Ghiță, jurnalist Informația Zilei. Ne bucurăm că ești alături de noi. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnule doctor, știm cu toții că medicina muncii este o specialitate medicală, bineînțeles, care înglobează cunoștințe din mai multe specialități medicale. Cu toate acestea, am observat an de an că această ramură este subfinanțată de către stat, ceea ce, bineînțeles, mă gândesc că și din punctul nostru de vedere reprezintă o problemă. Ați găsit o explicație până în prezent de ce se întâmplă acest lucru? N-aș putea spune neapărat că este subfinanțată. Problema este că s-a întâmplat așa o segregare în acest domeniu, în sensul privatului și statului. Foarte mulți colegi de-a mei, bineînțeles și eu, îmi desfășoară activitatea în proporție de 100% în sector privat. În sectorul de stat, datorită probabil salariului insuficient sau ale unei legislații foarte clare, sunt colegi de-a mei care refuză să meargă în sistemul de stat pentru o angoasă din cauza acestei legislații neclare, a responsabilității foarte mari în raport cu salarizarea modestă. Și atunci colegi de-a mei refuză să meargă în posturi, de exemplu, în cadrul direcțiilor de sănătate publică sau în alte sectoare unde există posturi vacante de medic de medicină a muncii, la stat, în policlinici, de exemplu, pentru că nu îi motivează nivelul de salarizare. Și legislația este foarte ambiguă și responsabilitatea în medicina muncii este din ce în ce mai mare. Mă bucur că ați spus acest lucru și chiar mi-ar plăcea, sunt sigur că și cei de acasă sunt foarte interesați. Când spuneți responsabilitate mare, la ce vă referiți? Numărul de pacienți sau efectiv nu. Munca? Problema în medicina muncii este că atunci când se adresează la mine un potențial angajat, acestuia eu trebuie să-i dau un răspuns foarte rapid. Apt sau inapt? Și variantele dintre cele două, apt condiționat sau inapt temporar, până își rezolvă anumite analize. Este foarte greu atunci când legislația este foarte neclară ce contraindicații sunt pentru o anumită meserie, pentru că aceste legislații s-au completat foarte rapid după Revoluție și nu totdeauna sunt toate contraindicațiile scrise în legislație. Dar eu, ca și medic specialist, cunosc prin meseria mea și prin studiul meu că această afecțiune posibilă pe care o are potențialul angajat este în incompatibilitate cu meseria pe care vrea să o practice. Dar nefiind scris în legislație, te lovești ulterior că acest pacient se poate adresa, contesta această decizie dacă îi dau inam și să mă poartă în instanță pentru diverse lucruri care nu, că nu am dreptate, dar și cu finalitate probabil va fi de partea mea, în sensul nu pentru că colegii mei îmi țin partea, ci pentru că înțeleg foarte bine forurile superioare că am avut dreptate privind decizia mea, doar nu era probabil scris în legislație. Și bineînțeles că se soluționează de partea medicului, pentru că niciun medic, eu cel puțin când dau un inapt, este foarte greu. Și mai mult de atât, îmi dau seama că acel om își pierde un loc de muncă, poate avea o situație materială precară în momentul respectiv, dar trebuie să-i dau pe loc și trebuie să-i spun acest lucru pe loc. Vă dați seama ce greu este să-i spun la un om că mâine nu poate merge să lucreze acolo și poate are mare nevoie de bani sau de servici. Medicul de medicină a muncii este ultima verigă, cel care pune ștampila și semnătura, deci, pentru înainte de angajare? Da. Angajatorul trebuie să orienteze potențialul angajat la cabinetul medicului de medicină a muncii cu care are contract, cel puțin cu 24 de ore înainte de angajare. Medicul de medicină a muncii este singurul care poate să specifice și să stabilească dacă este apt sau nu de muncă. Orice altă sintagmă poate să folosească orice medic, dar aceasta de apt de muncă doar exclusiv medicul de medicină muncii. Domnule Fau, de câte ori s-a întâmplat ca un medic de medicină muncii să fie dat în judecată?
Sunt cazuri. Sunt cazuri în care poate să te, nu neapărat să te dea în judecată, să facă o sesizare la Colegiul Medicilor sau la direcțiile de sănătate publică. Dar sunt neplăcute, pentru că te oprește din timp, se fac cercetări, eu trebuie să mă prezint. E destul de anevoios și neplăcut, mai ales când știu că nu am vrut rău acelui om. Eu, de fiecare dată, când am un asemenea caz, încerc să-i explic omului că eu nu-i vreau răul. Sigur că prin acest fapt i-am făcut un rău, dar poate i-am făcut un rău spre bine. L-am ferit de un anumit pericol, poate se întâmpla un deces la locul de muncă, un accident la locul de muncă, care puteam să-l evităm. Eu am știut și am pregătirea necesară să pot să prevăd acest lucru. Omul nu știe acest lucru și de aceea rog pe toți angajații care se prezintă la control să aibă încredere în medicul lor de medicină muncii și la fel și angajatorul. Deci dacă nu angajez, este prejudiciat un pic și angajatorul, pentru că poate nu are forță de muncă în momentul respectiv din pierderea unu sau doi oameni. De aceea este foarte important ca acest triunghi să fie foarte sincer. Deci legătura dintre angajat, angajator și medic trebuie să fie una sinceră. De aceea m-ați întrebat la început de ce mulți colegi nu aleg sistemul de stat printre altele. Pentru că în străinătate acest echilibru este foarte bine stabilit. Deci dacă în străinătate un medic de medicină a muncii dorește, pune un diagnostic de inapt, este foarte bine luat în serios și cântărit și respectat și de angajat și de angajator. Deci nu se vine cu întrebări de ce, pentru că este secret profesional, nu pot să-ți dezvălui motivul pentru care, că n-am voie să-i spun, afecțiunea pentru care acel om nu poate să fie angajat. Și încep întrebări și dintr-o parte și din cealaltă. Am mai fost la emisiunea colegei dumneavoastră și am spus că este foarte important înainte de angajare să cunosc fișa de expunere la riscuri. Deci totdeauna angajatorul îmi prezintă ce riscuri are la locul de muncă, pe care nimeni nu le cunoaște, pentru că sunt confidențiale și le cunoaștem eu, angajatul și angajatorul. Dacă eu văd acolo că există manipulare de masă peste 20 de kilograme și omul are hernie de disc, nu pot să las să lucreze acolo. Categoric. Dar acest lucru îi spui la om și se uită și zice, păi eu am lucrat până acum și n-am nicio problemă. N-am avut până acum problemă. Eu nu stau să investigă și să analizez totdeauna ce s-a întâmplat înainte. Eu încerc să explic la om că de acum vom proceda așa, încât pentru toată lumea să fie bine. Și pentru angajat, și pentru angajator. Și uneori înseamnă inapt. Așa este bine pentru toată lumea. Și când vă referiți la salarizare, pentru că un alt factor pentru care în mediul bugetar nu sunt prea mulți medici de medicina muncii este salarul. La ce vă referiți mai exact? Pe acest salar mic este valabil pentru toate specialitățile, nu numai pentru specialitatea de medicina muncii. Și s-a vorbit foarte mult și s-a promis mărirea acestor salarii, începând de la nivelul de rezident și până la nivelul de medic primar. Chiar asta era următoarea întrebare. Considerați că acum, după ce, având în vedere că au început negocierile pe legea unică a salarizării și se fac atât de multe promisiuni din partea Ministerului Muncii, că vor crește salariile, până în 4.000 se vor dubla, după care până 7.000 vor fi cu 45% mai mult, acest lucru va face ca și această ramură să își aducă înapoi sau să fie din nou atât de populară sau tot pe aceleași considerente vor prefera, din punct de vedere al responsabilității, vor prefera cei mai mulți să lucreze în privat. Eu zic că și cadrul legislativ trebuie modificat, trebuie cerut consultanță, avem asociații de medicină a muncii care ar trebui consultate, care ar trebui ascultate, care își fac simțită prezentă și aș vrea să văd că acele doleanțe pe care le-am prezentat cu ocazia prezenței mele, de exemplu, eu fac parte și din Asociația Transilvaneană de Medicină a Muncii, unde am lansat anumite idei de modificare a legislației și care să sperăm că vor fi ascultate. Ne puteți da și nouă câteva exemple? Sunt foarte multe contraindicații. Noi lucrăm pe bază de fișe pentru anumite meserii. Există anumite fișe care noi trebuie să le respectăm și ca baterie de analize și ca și indicații și contraindicații. Sunt foarte vage acele indicații și mă pun în imposibilitatea de a pune un diagnostic corect de apt sau inapt.
Sau medical să știu că poate fi apt și legal este inapt. Și sunt foarte multe cazuri, de exemplu, în domeniul medical, am foarte mulți colegi care sunt bolnavi, de exemplu, suferinți de hepatită B și care la un medic chirurg, de exemplu, la 50 de ani, nu poți să-i spui să schimbe meseria, că nu are cum să-și o schimbe, la fel ca un medic stomatolog. În schimb, legislația din Uniunea Europeană și cea din America, de exemplu, este foarte bine conturată și nu îngrădește munca acestor oameni dacă respectă anumite norme de protecție a muncii. De exemplu, poți să operezi, dar cu mânuși. Și un lucru foarte important ce se face, ce se practică în străinătate, este de a informa pacientul înainte de intervenție că el suferă de hepatită B și dacă el este de acord, este ok. Pentru că se știe foarte bine că sunt medici chirurgi care au un renume foarte bun, au manualitate bună, sunt foarte buni chirurgi și omul vrea să meargă la acel chirurg. Dar în primul rând este om și deci este ferit de boli. Și normal, are hepatită B. Dacă acel pacient este, și aici trebuie studiat foarte bine, că legislația nu este foarte clară. Și am avut foarte multe probleme, inclusiv la nivel de clinică universitară, privind încadrarea acestor pacienți. Și nu poți să dai nici foarte multe. Noi finalizăm acest act medical printr-o fișă de aptitudini. Unde spunem aceste lucruri? Pe aceste fișe iarăși nu pot să scrie anumite lucruri că sunt confidențiale. Din moment dat ce eu scriu fără ridicare de greutăți, deja patronul se întreabă de ce. Dacă îi scriu cu tratament specialitate, de ce? Și ne batem iarăși cap în cap între ce pot să scriu, ce trebuie să scriu să respect normele de protecție a muncii, ca să știe cel care face protecția muncii, cum îl instruiește pe angajat în funcție de ce am zis eu în fișă. Dacă îi spun că nu-i vrei să lucreze lângă un utilaj cu risc de accidentare, atunci așa loc de muncă trebuie să-i dea și așa să-i facă instructajul de protecție a muncii. Toate merg mână în mână. Noi am propus de multe ori să fie două fișe. Una pentru pacient, pentru angajat, ca să-i spun ce să nu facă și să fiu și eu acoperit că i-am spus să nu ridice, să nu se urce, să nu... Așa, și cealaltă pentru angajator, unde să scriu fără înălțime, fără noapte, dar fără să mai specific motivele pentru care am afirmat acest lucru și atunci este mai corect. Îs acoperit și din partea angajatului că a luat la cunoștință și a semnat, sunt acoperit și din partea angajatorului că i-am spus, poate să-i se facă și un instructaj de protecția muncii corect și toată lumea este bine. Dar la noi, din păcate, toată lumea verifică coduri de diagnostic, ce are, ce nu are, a doua zi, toată lumea știe ce afecțiune ai, nu se respectă confidențialitatea. Dar în medicina muncii, această confidențialitate poate fi periculoasă. Pentru că dacă noi nu-l încadrăm în muncă cum trebuie și nu se face instructajul și nu spunem anumite lucruri, se pot întâmpla accidente de muncă. Deci de aceea trebuie să fiu cumva la mijloc. Deci trebuie să și spun, să nici nu spun. Dar trebuie să... Pentru că am pățit când nici angajatul nu a recunoscut că i-am spus. De aceea totdeauna ai pun să semneze că a luat la cunoștință. Asta este. Unii preferă să spună că nu s-a vorbit despre acest aspect. Cum este confidențial și nu se filmează, am mai pățit-o. Da, sunteți pus într-o poziție destul de ciudată, am putea spune, din acest delicată. Punct de vedere. Delicată. Da. Să înțelegem că în județul Satu Mare companiile acordă o importanță mare acestui aspect al sănătății angajaților? Având în vedere că îmi desfășor activitatea preponderent cu unități din domeniul privat, pot să spun că sunt foarte mulțumit de activitatea lor. Am avut șansa să lucrez cu întreprinderi mari. Ele respectă toate normele, atât cele care există în România, dar unele dintre ele fiind făcând parte din firme mai mari europene. Aceste de multe ori se respectă mai mult decât legislația din România. Deci respectă și alte prevederi. Ei vin cu experiența din afară. Se auditați permanent și respectă mult mai riguros aceste indicații legale. De câte ori se face un control la medicul de medicină a muncii după angajare? Deci este cel dinaintea angajării. Deci este controlul medical la angajare, controlul medical periodic, care în domeniul alimentar, în sector alimentar, este semestrial și în celelalte sectoare este anual. Se poate cere un examen de adaptare în cazul în care am un angajat care am dubii cum se va adapta la noul loc de muncă
și pot să cer o reevaluare, să zic, peste 3 săptămâni, să vedem cum s-a adaptat, i-a scăzut tensiunea, are probleme cu coloana dacă ridică, și ca să nu mai port la tot felul de examinări suplimentare și să poată lucra. Să nu, eu niciodată nu doresc să obstrucționez munca, deci încerc cât de cât să împac pe toată lumea și procesul muncii să se desfășoare cât de facil posibil. Și mai există, ori de câte ori solicită medicul de medicină muncii. Deci dacă eu, în baza consultației, am considerat că vreau să-l văd peste 6 luni, sunt suveran al acestei decizii. Dacă mă contestă, nicio problemă, va veni alt coleg, dacă se simte mai responsabil, este ca în orice specialitate. Eu, conform pregătirii mele și a experienței mele, am considerat că acest caz doresc să-l văd peste 6 luni sau să-i dau inapt. Dacă sunt colegi mai calificați, mai curajoși, care doresc, sau o comisie, de multe ori, sunt colegi care se bucură că cer ajutorul unei comisii din cadrul unui DSP și o comisie colectivă și asumă acest risc. Și atunci, un pic, mă simt și eu ușurat, pentru că poate pentru mine am considerat că este foarte grea această decizie. Sau am fost nedumerit, că în orice specialitate există cazul în care ai limite. Și poate din limitele personale nu pot să-mi iau o hotărâre corectă. Și atunci, de multe ori, se cere ajutorul unui for superior, să ia un for colectiv. Și atunci răspunderea este total alta. Și pentru angajator, și pentru mine, și pentru angajat, și toată lumea doarme mai în siguranță, ca să spun așa. Domnule Fau, ne spuneați mai înainte despre acea colaborare care trebuie să existe între angajat, angajator și medicul de medicină muncii. Însă, tot așa, o colaborare trebuie să existe și cu ITM-ul. Ne gândim. Am primit tocmai în aceste zile un comunicat din partea acestei instituții din Satu Mare, unde pe partea de sănătate și securitate în muncă, doar în luna februarie, deci repet, într-o lună de zile, în februarie, au fost aplicate 140 de sancțiuni contravenționale, suma totală a amenzilor fiind de 76.000 de lei. Acum, cum să interpretăm? Avem o problemă într-un fel nouă, ca necunoscător, s-ar putea părea că este o sumă mare, un număr de amenzi și contravenții mari pentru o singură lună. Totdeauna în cadrul acestei activități există o foarte bună colaborare și cu ITM-ul. N-aș putea să spun că nu există acest lucru și aș minți dacă aș spune. Problema este, nu cunosc motivul punctual pentru care s-au dat aceste contravenții. Vă spunem sincer că nici noi probabil nu au avut fișe de... Sau putea ca s-a întâmplat un accident de muncă și nu au avut fișă de aptitudine valabilă, sau putea ca, se poate ca angajatul să nu-și poarte echipamentul de protecție la locul de muncă. De multe ori există că degeaba noi, angajatorul oferă angajatului echipament de protecție și acesta nu-l poartă. Problema cealaltă este că în timpul muncii exclusiv răspunzător de acel angajat este administratorul, adică firma angajatoare. Nu există, cum spun mulți angajați ai mei, că pe propria mea răspundere nu por antifonele. Așa ceva nu există în muncă. Propria răspundere există acasă la tine. De la și la servicii, inclusiv se pot întâmpla accidente de traseu. De la locul de muncă până te transport acasă, ești încă în responsabilitatea angajatorului. De multe ori am avut, când oamenii pe parcurs sau, de exemplu, ai o anumită, ce știu, nu te înțelegi, ai o dispută cu un anumit coleg și te apuci de o bătaie până ești pe transport de la firmă la domiciliu, este accident de traseu și ai creat o problemă angajatorului. Bineînțeles că cu ocazia oricărui control, oricât de perfect ar fi, perfecțiune nu există. Tot timpul încape de mai bine. Dar nu din răutatea ITM-ului sau nici din delăsarea angajatorului, ci pur și simplu această activitate a muncii este un perpetuum mobile care tot timpul necesită adaptări, fie tehnologice, fie ca factor de risc sau factor de natură, poate există o activitate agricolă, este un sistem, un anotimp mai ploios, oamenii stau în anumite, mai adunați în anumite puncte de risc din acel loc de muncă și se întâmplă poate mai des să fie un accident de muncă. Deci trebuie să privim aceste lucruri în continuă mișcare.
Sau intervine un proces tehnologic, sau vine un alt tip de material, sau alt tip de culoare, care necesită alte aptitudini din partea angajatului. În forma în care este în momentul de față legislația, ce modificări ați aduce dacă s-ar putea cu prioritate? Deci, cu prioritate aș consulta acel compartiment de medicina muncii din cadrul Ministerului Sănătății. L-aș ruga să consulte foarte mult colegii mei din aceste asociații de medicina muncii, unde s-au făcut recomandări, să se restabilească acele contraindicații, indicații și clar bateria de analize pentru anumite specialități și profesii, să se adapteze la nomenclatorul de meserii din ziua de azi, să înțelegem exact ce înseamnă funcționar public, să înțelegem exact ce înseamnă agent pază, să se facă de diferență, de exemplu, dau niște exemple, între port-armă și fără port-armă, că nu e același lucru. De asemenea, vreau să se facă restructurări și asupra periodicității acestei examinări. În legislația europeană, uneori se tinde la meserii mai ușoare să se extindă un picuț, pentru că adevărul este că nu reușești să-i vezi pe toți și dacă ai foarte mult, nu reușești să-i vezi. Sigur o să zică mulți că de ce nu faci mai puțin. Din păcate, noi nu avem un tarif unitar și ar trebui să fim mai uniți și să existe niște tarife minimale pentru care lucrăm, așa cum există la notar, și acest lucru aș recomanda și tuturor colegilor și din alte specialități. Deci noi, ca și personal medical, nu suntem uniți și trebuie să existe tarife minimale, ca în orice serviciu, până la urmă și asta este un serviciu, da? Și atunci, poate calitatea acestor servicii va crește, legislația, dacă va fi mai bună, vor fi și colegi mai curajoși care doresc să meargă la stat, pentru că nu este ușor nici în privat să fii propriul tău manager. Deci nu toată lumea are aptitudini. Au și medicii de medicină școlară. Da, nu toată lumea este foarte bun manager. Poate nu are aptitudini, dar el foarte bun angajat va fi, are cunoștințe foarte bune, are un salar, se descurcă, dar nu știe să facă contracte sau nu știe să-și negocieze contracte. Dar dacă ești pe un post de medic de medicină muncii bine plătit într-o direcție de sănătate publică, este un post cu respect și care poate să-și valorifice știința profesională în verificarea acestor lucruri și actul medical de medicină muncii ar crește foarte mult, foarte mult. Domnule Fau, există și în Satu Mare aceste practici a unor clinici de a vâna, între ghilimele, firme cu număr cât mai mare de angajați, dar alocă pentru ele un număr destul de mic de medici de medicina muncii? Problema este, eu sunt foarte supărat și colegii mei de specialitate, eu văd totdeauna că aceste servicii, și nu vreau să dau nume că nu toate sunt la fel, folosesc această specialitate de medicina muncii ca un fel de cadou sau bonus altor servicii medicale. Deci atâta timp cât această activitate medicală nu este plătită și calitatea ei va fi asemenea costului pe care îl aloci pentru acest lucru. Dacă a face medicina muncii înseamnă numai a face cadouri de RMN, tomografe și alte analize care nu și-au rostul și se confundă un picuț medicina de familie cu medicina muncii, atunci mergem pe o cale foarte periculoasă. În se care întâmplă nu... des acest lucru? Să se fie întâmplă, confundate? Se întâmplă și se merge pe un sector foarte periculos, pentru că nu numai medicul de medicină a muncii, nu numai pentru aceasta este bun de a ștampila o fișă de aptitudine, cum se zice de multe ori. Trebuie să știe, să cunoască toate locurile de muncă, să cunoască bine procesul tehnologic care se desfășoară, să cunoască oamenii, pentru că eu am instituții unde oamenii mă duc și mă cunosc, cine sunt, exist. Doi, dacă are o sarcină la risc, un accident de muncă, o boală profesională, cunosc omul, știu ce poate, știu să-i găsesc un loc de muncă, pot să-i fac o caracterizare corespunzătoare, evaluare, mai bine zis, corespunzătoare, și finalul este unul bun. Dar dacă noi azi aș ștampilat nu știu cine, mâine aș ștampilat nu știu cine, poi mâine aș ștampilat nu știu cine, o să-ți folosesc de acum parafare că nu-mi place ștampilare, de unde mai știm? Ce a făcut omul acela la locul de muncă? La ce riscuri s-a expus? De unde să cunosc evoluția bolii lui dacă nu știu cine l-a consultat, ce i s-a făcut, cum i s-a făcut? Deci aici, în legislație, aș fi foarte clar ce înseamnă medicina muncii, cine poate să o practice, în ce formă
și să existe tarife minimale, pentru că așa nu se poate în viitor. De adevăr, se întâmplă de foarte multe ori ca viitorul angajat să acorde importanță pe măsura acestui control, mai ales înainte de angajare. Probabil din punctul multora de vedere, acesta este ultimul pe listă. Clar. Nu ai ce să ți se întâmple. Categoric voi fi apt, categoric voi putea începe. Și șocul mare este atunci când se duce și medicul spune, păi nu poți, uite, nu poți. Și nici nu, din câte ne spuneți dumneavoastră, nici nu puteți să-i spuneți de ce. Că intră în la pacient poți să-i spun de ce. Dar pacientul poate să meargă a doua zi la angajator și să-i spună că a vrut, dar nu, și să iasă tot felul de lucruri, angajatorul să mă sune, eu să-i spun, nu pot să-ți spun, și uite așa, du-te, vino, ne jucăm de a vați ascunselea. Ideea este, atunci când ai un contract cu medic de medicina muncii, îi rog pe angajator să aibă încredere în ceea ce spune medicul lor. Dacă nu, o să ia pe altul, aceeași atitudine o să aibă, până nu învață să discutăm despre niște lucruri și să avem încredere. Că n-am niciun interes real, pentru că este plătit totul, este plătită acea consultație, să dau așa inapt numai că mă plictisesc sau că am ceva anume cu angajatul sau cu angajatorul sau din nu știu ce motive subiective. Pur și simplu motive reale pentru care eu consider conform pregătirii mele că nu poate să presteze acea muncă. Cât de frecvente sunt astfel de situații în care... Păi, în ultima perioadă am avut din ce în ce mai frecvent. Cu cât ai volumul mai mare de activitate și diversitate de ramuri economice, cu atât de mai des te poți întâlni cu acest lucru. Dar am avut noroc să am și angajatori care m-au ascultat și am încercat să găsim alt loc de muncă. De exemplu, dacă nu-i bine ca și manipulant, l-am pus confecționeră. Poate să fie și un bărbat, poate să fie confecționer. Nu este o rușine, da? Și poate are un loc de muncă. Până să-și găsească un loc de muncă, până să clarifice, vine cu dosare medicale, cu concedii și așa, poate un nou angajat e frică să-l angajeze pentru că a fost recent în concediu medical și de aceea e bine. De aceea v-am spus că rolul medicului de medicină a muncii este foarte complex. În străinătate, vă spun, se face minimum o oră vizita locurilor de muncă și consultarea angajaților, discuții. Deci obligatoriu din activitatea medicului de medicină a muncii este discuții cu omul. Dar vă întreb, m-ați întrebat de acele firme mari, da, policlinici, cum ajunge să discute medicul cu pacientul, cu angajatul, dacă se consultă acum, se trimite online hârtiile undeva, se ștampilează și vin înapoi. Cât de directă este acea legătură cu angajatul? Aici vreau să ajung, că m-am întrebat de clinicile care vânează, între ghilimele, mai mult partea financiară ce vine de pe urma acestui serviciu și nu efectiv să acorde serviciul. Pentru că ne putem întreba, ok, calitatea actului respectiv, unde îl poziționăm, unde anume... Din ce spuneți dumneavoastră, de multe ori s-ar întâmpla să fie nul. Să nu existe efectiv un contact între medic și angajat. Se poate întâmpla. Se poate întâmpla. Eu sper că nu. Dar se poate întâmpla. Dar bateria de analize se va respecta, doar că procedura nu este așa de simplă cum pare. Pentru că de multe ori am avut firme din acestea care am încercat să-mi depun o ofertă pentru o anumită întreprindere și nu am putut pentru că erau urmărite de alții, să zic așa. Sigur că sunt întreprinderi cu care și eu am colaborare, dar cei pacienți angajați vin la mine personal și consult. Asta e altceva. Și eu eliberez o fișă. Dar se întâmplă, de exemplu, că atunci când există probleme, un accident de muncă sau o sarcină cu risc, să-mi placeze la alte cabinete. Eu nu accept așa ceva. Eu nu cunosc cine este doamna, nu cunosc la ce se expune, nu cunosc firma, eu nu pot să mă ocup de o firmă pe care nu-i la mine, nu cunosc despre, nu neapărat din motive pecuniare, dar nu cunosc despre ce, nu pot să-mi iau responsabilitatea profesională, responsabilitatea la mine și cele mai grele lucruri să vină să meargă oriunde, că e bine de oriunde. Deci, dar când mergi cu... Dar nu mă refer la toate, că nu toate aceste clinici mari sunt la fel, dar sunt unele care practică așa. Și atunci, sigur că eu nu îmi voi lua responsabilitatea. Vorbim despre această situație când se dă inapt. În ultima perioadă, ce ați remarcat? Care sunt probleme pentru care ajung oamenii în situația asta?
Cele mai multe probleme de inap le-am avut pe motive de afecțiune ale coloanei vertebrale. Foarte multe hernii de disc în ultima perioadă. Nu știu dacă prin prisma tehnologiei mai performante, că avem RMN și avem tomograf și putem să vedem mai mult decât am văzut înainte. Am avut probleme oftalmologice, care la fel sunt niște probleme care, nu știu, tinerii nu-și fac ochelari sau părinții nu-și dau importanță copiilor. Deci trebuie totuși un pic urmărit și am avut tineri cu probleme oftalmologice foarte grave, care poate se puteau corecta și deja sunt într-un stadiu depășit. De asemenea, am probleme foarte mari de a încadra oamenii care au un anumit handicap. Aceste persoane care au un anumit handicap trebuie să aibă, să lucreze în anumite unități protejate, care necesită prin legislație anumite condiții speciale care nu le cunosc, vă recunosc sincer, dar care trebuie să aibă un asemenea certificat. Când îl are, înseamnă că a fost evaluat și poate să lucreze acest om acolo. De multe ori mă întreabă angajatul care angaja persoane cu handicap. Sigur că e voie, cum să nu? Dar dacă este o persoană surdomută, trebuie să-i pui o lumină pe masă când e incendiu, să vadă. Pentru că nu știe că este incendiu, nu aude. Dacă se întâmplă un accident la locul de muncă, ești răspunzător că nu i-ai modificat locul de muncă. Cât costă modificarea unui loc de muncă? Foarte mult. Dar să-și ia răspunderea medicul de medicină a muncii, să-și ia răspunderea oricine, dar noi să angajăm. Am mai avut cazuri în care au angajat persoane cu handicap care erau obligatoriu cu însoțitor. Și atunci cum rezolvăm? Îl angajăm și pe însoțitor la locul de muncă sau cum facem? Că și acela trebuie să fie răspunde acelor riscuri la locul de muncă, că intră pe acel șantier, în acel locul de muncă, în producție. Deci sunt probleme foarte grave aici. După aceea mai sunt afecțiuni neurologice. Foarte multe. Foarte mulți oameni cu anumite, nu numai neurologice, și cardiace afecțiuni refuză să se pensioneze definitiv de boală, pentru că pensia este foarte mică. Atunci ei la comisie optează să-i lase gradul 3 cu drept de muncă ca să poată lucra. E, dacă îmi vin înapoi, ne lovim de acele contraindicații și atunci este foarte greu să-i găsim un loc de muncă. Chiar dacă e numai 4 ore. Mai vine cu hârtie de la medicul de familie că e apt de muncă și să-i explici că numai eu pot să dau, deci numai medicul specialist, și sigur că e apt de muncă, dar nu pentru orice muncă, pentru că nu cunoaște riscurile medicul de familie la care se expune la locul de muncă. Și vine omul și tu îi spui, vrea să fie manipulat marfă cu muncă la înălțime după ce a avut un accident vascular cerebral cu hemipareză, deci clar, ori mâna, ori piciorul nu-i recuperat total, nu poate urca pe scară și meseria respectivă are nevoie de un singur om și numai așa poate să o facă dacă se urcă pe scară. Ei, ce mod de muncă poți să-i modifici? Nici cum. Dacă îl angajez, răspund. Dacă pică, răspund. Dacă nu-l angajez, îs rău. Asta vreau să zic, cred că de cele mai multe ori dumneavoastră în calitate de medic de medicina muncii sunteți privit de către acești oameni, indiferent de vârstă, de ca un om rău care nu vrea să-i ajute, nu vrea Sper să le nu. Dea stampila. Bine, dar nu încerca să le ajute, să-i găsiți totdeauna sau să-i orientați, să spuneți, uitați, puteți să faceți asta, 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 în schimbul acestui loc de muncă pe care vi l-au oferit angajatorul X. Eu totdeauna încerc să fiu mediator în cazul în care am un asemenea lucru, îmi aloc un timp cu acest pacient să efectuez o activitate de consiliere. Încerc să-i spun la ce meserii să se orienteze să nu fie, să aibă probleme. Care mă ascultă, de obicei a umblat bine și mi-a mulțumit. Am vreo 2-3 cazuri cu care m-am întâlnit personal, am reușit să mă întâlnesc și care mi-au mulțumit că nu i-am angajat în acel loc de muncă. Poate că sunt mai mulți, dar eu aceste 3 le știu pentru că m-am întâlnit la locul de muncă la care i-am recomandat să se angajeze. Nu am știut că s-a angajat, că acea unitate nu era în ordinea mea și mi-a spus, a fost foarte mulțumită, atunci nu pe loc, dar după da, și încerc să le explic ce meserii să-și aleagă. S-a întâmplat să le spun, să nu mă asculte oamenii și să vină tot la o firmă de-a mea. Peste, să zic, 2 săptămâni sau 3 săptămâni. Și ne lovim iarăși. Asta a fost mai rar. De obicei să știți că omul, dacă vorbești frumos cu el și explic, o să înțeleagă. Chiar dacă nu-i convine, o să înțeleagă ce riscuri are. Că nu dorește nimeni să luăm. Eu le explic, domnilor, eu nu vreau să vă fac rău.
dar nu vrea, zicea, am un copil în întreținere, sunt singur susținător. Cu atât mai mult, dacă ești singur susținător a unei familii, trebuie să ai un loc de muncă unde rămâi în viață cât mai mult timp, că familia are nevoie de ajutorul tău. Și eu așa încerc să le explic, să nu privească acest lucru, că și la serviciul ăsta poate se duce două zile, vede șeful că nu-i bun și îi dă afară, nu? Dar pot putea să facă în acest timp, în două zile, un accident mortal și să ne expună pe toată lumea, angajatorul se supără pe mine că de ce l-am lăsat, familia angajatului de ce l-am lăsat, că se întâmplă da. Să vină și familia să-mi spună, domnul doctor, dar ca știu de ce l-ați lăsat. Da, și dumneavoastră că picați. Da, am avut o zi soția, domnule, soțul nu m-a zice prostii, lăsați că știu eu mai bine că nu poate. Am avut, eu vă spun așa direct. Și foarte greu să iei o decizie din aceasta de apt și inapt și trebuie plătită această decizie. Iar când e vorba de un tânăr, când e vorba de un tânăr, pentru că spuneați că ați avut și tineri care s-au trezit că au anumite probleme de sănătate, iar nu știau. Aici ce ar trebui să făcut? De unde ar trebui să pornească până la urmă orientarea profesională? Eu zic că de la nivel de gimnaziu. Deci copiilor trebuie să le prezinți meserii. Am mai fost la emisiunea înainte și am vorbit cum să-ți alegi meseriile. Trebuie să se obișnuiască că nu este o rușine să ai o profesie, să viziteze locuri de muncă, să vadă despre ce e vorba. În școală să se facă trierea tuturor elevilor de medic de medicina muncii care pleacă în școală profesională, ucenici care merg în practică. Nu contează că e în sistem profesional clasic sau un sistem dual. Trebuie verificați și așa lăsați la locul de muncă. Dacă îi vezi din timp, are timp să schimbe. Că în clasa nouă, dacă nu-i bun de ospătar, va fi bun de, sau de bucătar, va fi bun de ospătar. Sau dacă nu-i bun de ospătar, va fi bun de administrator pensiune. Dar are timp să recupereze. Se poate. Nu s-a întâmplat nimic. Dar pe ca să îi spui după ce chiar nu mai poate să facă nimic. Dar și atunci, cum am spus la cealaltă emisiune, policalificarea nu este o rușine. Oricând poți să te califici. Vedeți, chiar aici vreau să ajungem, pentru că ne uitam și noi astăzi cu Mihaela peste lista pe care o primim de la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, pe care o publicăm de altfel și în cotidianul Informația Zilei, în fiecare săptămână, de unde am reiese foarte clar că se caută mai mult persoane cu studii medii, mai puțin cu studii superioare și persoane necalificate. Acum, această calificare, că tot vorbeați, în ce condiții trebuie făcută? Trebuie să înțeleagă toată lumea și mă repet, poate am mai spus și la altă emisiune, că munca calificată este viitorul meseriilor. Munca necalificată în viitor va dispărea încet, încet. Nimeni nu are nevoie de muncă necalificată. Până acum, da. Și am explicat foarte clar că acea muncă necalificată o va robotiza și nu o să aibă nimeni nevoie de muncă necalificată. Răspundere mare, probleme, nu cunoaște procesul tehnologic, nu este responsabil în totalitate de ceea ce de acel produs final al procesului și munca este derizorie și cu rezultat mic și până la urmă bucăți multe de proastă calitate, prost plătite și în final rezultat prost. Nimeni nu mai vrea acest lucru. Această activitate de calificare trebuie foarte atent gândită. Trebuie avut contact cu elevii de la nivel de gimnaziu, cum am zis, orientat clar pe ce meserii dorește, făcut o întâlnire cu părinții, să cunoască și părinții aceste locuri de muncă, nu numai copiii. Noi, în momentul de față, avem mai multe posibilități de calificare. Oricum, această muncă calificată are 5 nivele, de la muncitor necalificat și până la profesor-doctor, da? Deci toate calificările. Muncitor calificat, maestru tehnician, inginer, subinginer și așa mai departe. Și profesor sau manager a locului de muncă, ultima calificare cu studii superioare. Aceste etape trebuie să meargă în paralel. Unu, să privim munca din partea învățământului, da? Să începem cu elevii, da? Începem din gimnaziu, mergem la școală profesională, liceu, liceu tehnologic. Urmărim aceste lucruri, pe elevii verificăm, suntem atenți la orientarea profesorală în colaborare cu inspectoratul, verificat de medic de medicina muncii, făcut protecția muncii, angajator, mărirea rolului angajatorului în examinarea acestor copii care lucrează în profesii, pentru că atunci crește nivelul de calificare. După aceea avem următoarea forță de muncă, șomerii, da? Care îi avem, nu avem ce să facem cu ei, să fim atenți la angajator ce dorește, ce meserii dorește,
să fim atenți la firmele cu care avem contract, cu AJFM-ul cu care are contract de formare profesională, să fie atenți ce firme întreb, alege. Ce părere aveți despre aceste cursuri care se fac de ceva vreme? Eu zic să se aleagă prețul mediu, totdeauna așa spun, totdeauna până acum s-a ales prețul mic. Din științele mele, nu cunosc exact, nu vreau să denigrez pe nimeni. Eu cred că totdeauna alegând o firmă la un preț mediu și nivelul acestor cursuri va crește. Să fim atenți pe cine ducem. Deci e un nivel scăzut? Sunt cursuri făcute nu, de... Nu pot să mă pronunț. Eu am avut colaborare cu această instituție doar pe partea de medicina muncii, dar trebuie... Eu am fost foarte sever la examinările medicale. Am fost poate unul care am dat cele mai multe inapturi la aceste cursuri. Consider că un om care nu are un ochi nu are ce să fie confecționeră. N-are rost să investim bani într-un asemenea candidat. Nu este o rușine. Afecțiunile, vederea monoculară este un trebuie urmărită specială locul de muncă, trebuie să-i adaptezi locul de muncă, trebuie găsite alte variante de calificare. Eu știu că este nevoie de forță calificată, dar totuși dacă o facem, să o facem cu folos. Doi la mână, să fim atenți la ce dorește șomerul. Deci, dacă șomerul dorește să fie confecționar și nu este loc, mai așteptăm, nu-l băgăm la administrator pensiune. Deci să fim atenți la ce vrea omul. Dacă motivația omului nu este, degeaba faci cu el curs. Niciodată nu va practica. Eu cred că... Și mare aruncați pe geam între da, omul a făcut o calificare și nu o va face. A merge să lucreze 2-3 luni undeva și... Că a fost nevoit până la urmă. A fost nevoit și asta este, dar nu că a fost motivat. Deci eu cred că într-o calificare și angajatul trebuie să vadă această calificare ca un prestigiu material și social. Și dacă omul nu iubește această calificare, rezultatul final este foarte prost și pentru angajat și pentru angajator. Pentru că dacă n-ai motivație în muncă, nu-ți place, nu poți să produci. Dar de cele mai multe ori care știți dumneavoastră că sunt așteptările angajatorului, patronului? Angajatorii doresc muncă calificată, dar sunt mulți care au întreprins anumite măsuri de a-și califica oamenii și de multe ori au rămas că au plecat oamenii după ce au fost calificați și sunt sceptici în privind acest. Știu că au nevoie de muncă calificată, dar au oarecare frică nu cumva această muncă calificată să plece de la ei. Pentru că omul după ce are o calificare dorește imediat și o mărire salarială care trebuie să o înțelegi că nu se poate întâmpla chiar în minutul următor. Sigur că dacă vezi că un angajat rămâne la tine, o să îi mărești și salariul cu timpul, cu vechimea. Dar trebuie să vezi că am obținut o calificare, dar oare știu să o fac? Știu să fac practic, practic ceea ce am învățat. Se vede o diferență față de... curs înaintea de începerea cursului. Bine, dar știți, aici mai intervine încă un lucru. S-ar putea ca angajatul să spună că pretențiile patronului meu sunt nerealiste. Ei, abia am făcut cursul, vine cu pretenții să știu ca și cum aș fi muncit de nu știu câți ani. Să dețină experiență. Da. Aici, ca să spun așa, adevărul este undeva la mijloc. Niciun angajator nu crede că după 3 săptămâni de curs, muncitorul imediat... dar după o perioadă mai lungă de curs și după ce am investit foarte mult în activitatea ta și în activitatea de studiu, e necesar și e binevenită să vedem și o modificare în producție, în tehnologie și în cadrul activității de control de calitate să fie greșelile să fie sau rebuturile să fie cât mai mici. Dar aici, legat de condiționarea asta cu experiența, un număr de ani de experiență, este legitimă tot timpul? Să pui o condiție de genul ăsta, mai ales că știm foarte bine, sunt foarte mulți tineri. De unde să aibă el o experiență de 3-5 ani cât cer anumite firme pentru... Deci această experiență pe care o fixează angajatorul, o fixează în raport cu dificultatea postului. Deci atunci când te duci la un post, acel post dacă se cere 5 ani vechime, să zic, și e reală problema, probabil că există anumite cerințe care necesită o anumită experiență. Dar aș recomanda tuturor să scoată și posturi de debutant. Nu numai exact. Posturi cu experiență, pentru că aceste deprinderi poți să le dobândești pe parcurs. Exact. Problema este că nu prea sunt posturi de debutanță, nu că se cere numai 5 ani. Deci am înțeles asta că vrei o... Așa... Știu, dar n-am prea văzut de debutant.
Deci anul ăsta am văzut, în anul acesta am văzut la concursuri de asistent medical, în sfârșit când am văzut și câteva posturi de debutant. Și poate o să iasă niște asistente deosebită ca și debutant. Deci nu trebuie neapărat să ai 3 ani sau 5 ani de chimie. Mai ales că știm foarte bine, de exemplu, pe partea medicală. A fost an la rând când posturile au fost blocate. Nu s-au scos posturi la concurs. Și vor mai fi blocate. Și vor mai fi blocate. E că în sănătate e o problemă cronică, o boală cronică cea a posturilor. De unde să tot existe atâta rulaj de experiență? Că va expira, eventual... va dispărea experiența. Pentru că nu plus se mai fac angajări. Da, plus că mulți termină un post liceal sau așa, o facultate și merg în străinătate, nici nu mai rămân aici. Și acolo totuși, uite, pot să facă față. Pot să facă față, și fac bine unii, chiar foarte bine. Pentru că e foarte bine fixată fișa postului, ce are de făcut. Da, și o ia de debutant și încet, încet îi dă posibilitatea 6 luni să înveți o limbă. Să avanseze. Și fără să ți se pară foarte greu. Treptat, te ajută. Acolo tot timpul această protecție a angajatului la debutant este foarte mare în Occident, în Uniunea Europeană, în țările mai dezvoltate din Uniunea Europeană. Are grijă de tine. Tot timpul te întreabă ce nevoie ai. Încearcă să vină în ajutorul tău. Simt tot timpul că cineva e lângă tine care are grijă să mergi cu el. La noi simți doar judecată. Ai greșit. Nu știi. Ești un prost. Nu vreau să jignesc, așa să spun, dar asta simte omul, spune. Că se vrea de la el și el săracul ar vrea, dar nu îl ajută nimeni. Domnule Fau, spuneați mai înainte despre modul ideal în care ar trebui învățământul să se implice mai mult în evoluția tinerilor, să zicem, sau în găsirea drumului, să spunem așa, profesional al tinerilor. Ar trebui să, din punctul nostru de vedere, să înceapă totul din gimnaziu. Însă, în momentul de față, sunt foarte multe, sau destul de multe licee în județul nostru. Nu se practică învățământ dual, învățământ profesional, se face practică. Acești tineri, în momentul de față, în momentul în care merg să facă practică, sunt consultați de către medii de medicină? La întreprinderile cu care eu am... colaborare și care m-au rugat, eu i-am verificat pe fiecare. Și la practică de vară, și dacă s-au angajat și era sub 16 ani, pentru că este o legislație separată pentru cei care a tinerilor și copiilor, și eu personal, care mi-au cerut, cel puțin cei mari, noi la toți le-am făcut. Nu vorbesc în general, vorbesc doar din experiența mea. Eu vreau să vă întreb de câte ori s-a întâmplat ca... tânărul, care era probabil deja în clasa a 10-a, că din clasa a 10-a începi să faci practică sau... Depinde. La sistemul profesional, cam în procentajul de practică crește cu anii. Deci... Da, dar de câte ori s-a întâmplat ca tânărul care este pe profil X, dumneavoastră să constatați că nu poate să facă o astfel de muncă. Și atunci, implicit, tot drumul lui până acolo și mai departe se năruie. Numai trebuie să se reorienteze. Nu l-am năruit, i-am schimbat profilul. Deci trebuie școala, să se reorienteze. Da, școala, cei care fac acest învățământ profesional, trebuie să se ocupe de reorientarea copilului. Dar în cazul în care se vede că nu a putut, se încearcă... Bun, mai sunt și părinți care vor copilul să iasă contabil, dar lui place mecanica și săracul s-ar pricepe de minune să fie un bun mecanic, dar... Bine, acela, părinții vor să iasă contabil. Un exemplu foarte prost, că a ieșit foarte bine ca și contabil aptitudin, că nu trebuie foarte mult și nu poate să fie mecanic. Și va fi apt de contabil. Este inversul ceea ce am zis, că nu vreau să-i găsesc motive să-i spun chiar la cerințele lui că nu poate să le facă. Din ce motiv nu poate să facă? Dar eu zic că școala aceasta, și deci mediul privat, marele firme, marele ramuri tehnologice și școlile trebuie să se plieze una peste cealaltă. Și până acest lucru nu se va întâmpla și printr-o îngemânare legislativă folositoare pentru toată lumea. Fie firma este stimulată că angajează elev, școala este stimulată pentru că găsește firme și se ocupă de elev. Acea bursă dată elevului de la profesional nu crește.
nu crește, nu ne apropiem și de familia acelui elev să înțeleagă ce face elevul, atunci acest lucru nu vor merge bine. Și totuși vedeți că percepția societății e că sunt tot mai puțini meseriași, nimeni nu mai vrea să fie instalator, nu mai vrea să nu fie... Nu vrea. Așa. Cum putem să revigorăm domeniile acestea? Acum, după ce am văzut niște rapoarte de la inspectoratul școlar și am înțeles și am văzut că sunt în ușoară creștere. Începe să crească motivația elevilor de a participa la aceste școli profesionale, pentru că până în anumit an au fost desființate, abia am reluat și acum refacem tot învățământul profesional. Gândiți-vă că au fost maestri care au lucrat ani de zile în formarea elevilor. Acele au trebuit să au fost dați afară. Ea s-au dus și au căutat în privat locuri de muncă. Ăla nu o să mai vine la salariul de la stat dacă tu îi dai salariul dinainte, că dacă a stat la salari mic, s-a sacrificat pentru școală și tu l-ai dat afară, încă o dată nu va mai veni înapoi. Dar de câte ori se întâmplă ca elevul care a făcut practică după terminarea studiilor să își desfășoare tot acolo activitatea și mai departe? Din păcate, procentul este foarte mic. Deci am văzut la anumite rapoarte de la agenți privați care au realizat acest protocol de învățământ dual și promovabilitatea n-a crescut mai mult de 30%. Deci dintre cei care au terminat cursul, doar 30% au rămas să și lucreze în meseria respectivă. Pentru că s-au bucurat că fac o școală, părinții au zis mai bine să faci școală, nu? În Anglia se practică motivul că decât pe stradă, mai bine în școală, deci asta se promovează, să fie în școală elevul, nu pe stradă. În orice variantă posibilă, dar la școală. Și să aibă o anumită calificare. Problema este că părinții de multe ori nu înțeleg ce practică elevul sau e rușine de copilul lui că practică acea meserie. De aceea am zis că atunci când se fac aceste târguri de meserii sau întâlniri cu școlile, să fie chemați și părinții. Totdeauna. Pentru că dacă îi se explică că această întreprindere, asta poate înțelege altfel. Dacă ar fi, am întreprinderi care pun mare accent pe învățământul dual și se cheltuie bani foarte mulți pentru treaba asta. Dacă ar vedea și părinții ce se desfășoară acolo, probabil și-ar schimba părerea. Ce spune despre un om faptul că își schimbă frecvent locul de muncă? Deci, și cum îl poate afecta și sănătatea, că ajungem și acolo. La un moment dat, dacă exagerezi, între ghilimele, poți să nu mai ai niciun loc de muncă. Se poate te expui la riscuri. Totdeauna sunt foarte atent, pentru că la noi una din etapele consultației este ruta profesională. În acea rută profesională eu totdeauna întreb unde a lucrat, cât a lucrat acolo și la ce a fost expus. Să înțeleg că dacă are o boală cândva, să-i spun, domnule, nu aici ai făcut boala asta, ci la cealaltă întreprindere. Și totdeauna când vine în cadrul unei declarări a unei boli profesionale, se ține cont de ruta profesională. Când nu mai sunt cărțile de muncă că s-au desfințat, rămâne doar ruta profesională pe care o realizăm noi. Atunci vine medicul din DSP și investigează, o să declare boala profesională pe acel loc de muncă unde consideră că acel om a făcut boala, dacă mai există unitatea. Da, sau chiar discutam cu Sergiu că se poate întâmpla să ajungă să facă boala profesională după ce și-a încheiat activitatea. Intră în pensie, și descoperă după că de fapt are afecțiuni se poate... ce țin de fostul loc de muncă. Adică le-a dobândit așa în timp. Este foarte adevărat, dar noi în fișele medicale din spital niciodată nu se pune accent pe locul de muncă al omului. Nu mă întreabă unde ați lucrat, se scrie și la revedere. Atunci se pierd o grămadă de boli profesionale pe care puteam să le declarăm și o să ajungem țara cu cele mai puține boli profesionale din Europa, așa standard ridicat nu o să aibă nimeni ca și noi. Adică ce putem cataloga mai exact ca fiind o boală profesională? Ne puteți da câteva exemple? Deci boala profesională este boala care apare în timpul practicării unei meserii sau profesii sau din supra-solicitarea unor sisteme, psihic sau fizic. Boli profesionale tipice sunt cele la azbest, de exemplu, azbestoza, siliciu, în minele de apare silicoza, da? După aceea, poate să fie, de exemplu, la cei care lucrează în vibrații cu ciocan pneumatic, boala Raynaud, când apar afecțiunile a vascularizației mâinii. Poate să fie surditatea,
profesională, da? Din cauza zgomotului de la locul de muncă. Și multe alte boli pot să fie, nu numai acestea. Poate să fie un cancer profesional. De exemplu, dacă muncesc la birou și stau foarte mult timp la birou, șezut, nu am prea multă activitate, să spunem așa, pot să dezvolți o boală profesională? Da, categoric. Pot să dezvolt o boală profesională? Poate de exemplu, ceea ce spuneați mai înainte legate de problemele cu coloana vertebrală, poate fi și asta un efect? Da. Sedentarismul, nu faci prea multă mișcare? Nu faci foarte multă mișcare, dar și la locul de muncă trebuie să știi cum să trebuie să studiezi un picus și să asculți de medicul de medicină muncii, că există acea ramură ergonomia muncii, unde ți se spune cum să stai la masă, cum să-ți reglezi scaunul, nu așa, nu așa, deci trebuie să fie, sunt anumite poziții care dacă le respecti, nu o să ai probleme de coloană. Nu să te doară spatele. Da, doi la mână. După aceea, am avut firme care au plătit activități extraprofesionale de săl de sport sau de recuperare. Nu mă întrebați cât s-au dus, că e jenant să spun cât s-au dus, deși a fost gratuit. Deci există furnizori în satul mare care au plătit pentru angajați acest lucru și nu a mers nimeni. Nici când au venit la mine la consultație, pentru că au zis că la început a fost că numai o treime l-au plătit. Dar oricum și dacă îți plătești o treime, nu? Dacă ți se pune la dispoziție și se ocupă cineva de tine undeva, eu zic că era de binevenită măcar 10% să participe la aceste activități. Da? Și să nu participe nimeni? Este da, și atunci după aceea vii să spui că n-ai condiții la locul de muncă. Deci cumva adevărul ăsta trebuie privit la mijloc. Dar până să încadrezi într-o boală profesională, e o procedură mai stufoasă? Deci, mai... Este o procedură care trebuie respectată. Prima dată se prezintă la cabinetul de medicină a muncii. Dacă medicul care consultă consideră că este o boală legată de locul de muncă, deci boală, poate fi o boală profesională, prima dată face o semnalare a acestei boli. Este un formular care se completează, facem o semnalare și trimitem acest pacient, îl trimitem, de exemplu, la o clinică de medicină a muncii, că noi nu avem secție de medicină a muncii în satul mare, nu există, la Baia Mare există. Trimiți, de exemplu, la o secție de medicină a muncii, se fac investigațiile, da? După care, sau poate și medicul din privat direct să facă o semnalare la Direcția de Sănătate Publică, dar la noi nu avem medic de medicină a muncii decât o colaborare cu un medic din Cluj, deci nu este medic angajat în cadrul Direcției de Sănătate Publică, problemă. O altă problemă. Și atunci poți ori direct să faci o semnalare și vine medicul din cadrul DSP-ului, face inspecția locului de muncă, după care te eliberează un formular de declarare, confirmare a bolii profesionale. Sau îl trimitem la o clinică din Cluj, îl investigează, este o comisie acolo și face acel formular de semnalare, trimite către DSP și omul este declarat primește un formular prin care se declară cu boală profesională. Bine, dar având în vedere că tot acest demers pe care l-ați spus este sau pare atât de lung și de complicat. Foarte lung. Având în vedere că nu avem personal, omul atunci zice, păi nu mai bine mă încadrează și pe mine altundeva și păi scap. Aici am vrut să ajung. Am avut colegi care au semnalat 3 cazuri deodată și au renunțat oamenii. A rămas numai medicul. Și-o pierdut și firma. Și aia de la DSP s-a enervat că a venit degeaba. Oamenii chiar nici nu mai recunosc că o mai fi avut ceva. Vorace! Și atunci care a fost succesul? Adică nici omul n-a avut nimic, nici eu n-am rămas, și eu am rămas sau colegul a rămas fără firmă și rezultat, le-am enervat și pe colegii de la DSP că au venit degeaba și atunci, de aia v-am zis că trebuie să fie o muncă în echipă. Și nu se poate odată așa. Stabilit un diagnostic de boală profesională, ce beneficii ar avea? Da, și poți să aibă din partea casei de pensie poți să meargă, de exemplu, aceste persoane pot să se interneze în clinici de medicină a muncii și aceste clinici își mulțumesc existența dacă sunt boli profesionale. De aia v-am spus, dacă în viitor mai facem așa ceva, rămânem fără clinici de boli profesionale. Pentru că la Cluj, dintr-o întreagă clinică de medicină a muncii, au rămas 15 paturi. Un compartiment. Un compartiment. Vă dați seama?
Pentru că înainte această legislație s-a aplicat inclusiv secțiilor de medicină a muncii. Mulțumită unei colege care a lucrat în Ministerul Sănătății și e medic specialist, acest lucru astăzi nu se mai întâmplă în România. Deci de acum nu se mai reduc paturi de la secții de medicină a muncii, nu vede pe alte secții. Pentru că tu nu știi ce boli există. Se schimbă tehnologia, vin alte boli profesionale. Tu nu poți să reduci așa pe acest sector, pentru că acest sector este plătit și din alt buget. Deci trebuie să fim atenți la anumite lucruri și s-a redus, din păcate, acum nu se mai redus. Sunt clinici care au scăpat și nu se mai reduc, ca norocul. Dar vă spun, eu când am fost rezident am avut 40 de paturi, 50 și acum am 15. Deci este foarte păcat, păcat pentru conferențiar, pentru prof, pentru ce s-a investit în catedra aia, pentru știință. Domnul profesor Aristotel Cocârlă, domnul profesor pensionar, este o somitate mondială în medicina muncii, cu tratate. E rușinos să-l chem să ne consultăm pe 15 paturi. Doamna profesor Marilena Oargă de la Cluj, de asemenea o somitate. Nu e păcat să stea atâția oameni cu știință și avuți pe 15 paturi? Este rușinos pentru cine a dat acel ordin. Domnule Pau, cu asta încheiem. Vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat să veniți astăzi la noi și vă așteptăm cu mare drag și de altă dată. Și eu vă mulțumesc. Mihaela, îți mulțumesc și ție. Mulțumesc și eu. Numai bine. Dragi telespectatori, vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost în fața televizoarelor alături de noi. Ne întâlnim mâine tot aici la ora 6:30. Sunt Sergiu Podina. Ați urmărit audiența în direct și nu uitați, doar aici se poate spune adevărul. Toate cele bune!